Treptele Casei de Cultură Tudor Mușatescu au devenit spațiu expozițional pentru artiștii plastici participanți la a treia ediție a taberei de creație realizată de Asociația Localităților și Zonelor Istorice din România, împreună cu Cenaclul Idene Gulici. După ce timp de o săptămână artiștii au pictat pe străzile Câmpul Lungului, creațiile lor au fost expuse publicului pentru prima dată. S-a ales ca spațiu expozițional treptele Casei de Cultură Tudor Mușatescu un semn de protest pentru lucrările de renovare la clădire care durează de 10 ani, timp în care pictorii nu au avut un sediu al lor. Lucrările expuse surprind case, locuri, străzi din Câmpul Lung, dar sunt și lucrări care au păstrat doar sentimentele artiștilor din momentul întâlnirilor cu Câmpul Lungul. Superlativ! Foarte bine, extraordinar, deci superlativ, extraordinar. Totul a fost foarte bine organizat, atmosfera excepțională, starea de lucru și de comunicare foarte bună, peisajul de nota 10, ospitalitatea excelentă, toată admirația mea pentru organizatori, pentru dumneavoastră ca și public, care ne-ați primit cu brațele deschise și cu multă dragoste, pentru un gând bun pentru această zonă, cu arhitectura minunată și cu oameni la fel de grozavi. Pentru calitatea lucrărilor și pentru faptul că aceste picturi vor deveni promotori ai Câmpul Lungului, Consiliul Județean a oferit câteva diplome de onoare. Cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, din care municipiul Câmpul Lung face parte ca și membru fondator, vă rog să permiteți să ofer această plachetă aniversară cu prilejul organizării Taberei Naționale de Creație Imagini de Suflet Câmpul Lung 2011, ediția a treia, pentru cultivarea și promovarea valorilor culturale românești. Vă mulțumim! Vă rog să-mi permiteți să acord și primăriei municipiului Câmpul Lung, domnului primar, Consiliului Local al municipiului Câmpul Lung, de asemenea, o diplomă de excelență și o plachetă aniversară ca semn de recunoștință pentru tot ceea ce fac aici. Mulțumim, domnul primar! Noi mulțumim! Noi mulțumim și apreciem cuvintele frumoase! De asemenea, fiindcă până la urmă aici a fost o muncă de echipă, munca celor de la asociație, administrației locale, a primarului, a domnului viceprimar, dar și a celor de la Casa de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung, vă rog să-mi permiteți ca și dânșilor să le ofer o plachetă din partea noastră. Veți mai primi una pentru Cenaclul Negulici. Domnul președinte. Da. Ei bine, domnule președinte, vă rog să-mi permiteți, din aceleași motive, pentru tot ceea ce ați făcut aici de-a lungul timpului și faceți în continuare, să vă ofer o diplomă de excelență și o plachetă aniversară. Să rămână. La mai multe. Fiecare dintre artiștii participanți a avut parte de medalii din partea organizatorilor. Lucrările realizate în ediția de anul trecut a taberei de la Câmpul Lung sunt în prezent la Hunedoara, continuând să fie expuse în alte localități din țară, iar de acum se pregătește noua expoziție, care va pleca în curând să prezinte iubitorilor de artă Câmpul Lungul. Cu fiecare imagine, cu fiecare tablou ieșit din mâna dumneavoastră, Câmpul Lungul e mai bogat și mai popularizat. Și tocmai de aceea cred că dorința cea mai mare e ca expoziția itinerantă organizată de Alziar la finalul acestei tabere să aibă un succes real. Cel mai mare premiu în opinia artiștilor prezenți au fost însă tabăra și Câmpul Lungul, care le-au permis să fie creativi.